Da, putem vorbi românește, claro. Cum e viața după succesul Casa de Papel? Sincer să fiu, nu prea m-a schimbat. Mă distrează pentru că eu nu m-am schimbat. Adică acum, da, lumea mă cunoaște din Canada până în Australia, toată lumea a văzut serie, mai ales că acum vine a patra temporada, a patrulea sezon. Mă distrează, de exemplu, am fost iarna trecută, am fost la socrii mei, că soția mea e din satul mare, și am fost în satul mare și acolo m-a recunoscut lumea, știi? Într-un loc unde nici nu m-am așteptat. Momentele din asta mă distrează destul de mult. Dar de schimbat nu m-a schimbat, s-a schimbat lumea în jurul meu. Acum sunt famos, acum tu m-ai sunat să-mi iei interviu, m-au sunat, știi, înainte am vorbit cu Portugal, alaltă ieri am vorbit cu Colombia, Colombia, cu Brazil, asta s-a schimbat, dar eu, ca Darko, nu m-am schimbat. Dacă ar fi să filmezi Casa de Papel în România, ce oraș ai alege și de ce? Știi cum eu, România, o cunosc cumva, așa cum e România, așa, ca un pește, păi, eu cunosc partea asta de, să zicem, Satu Mare, Oradea, Arad, Timișoara, Turnu Severin, Craiova, București. N-am fost în Moldova, am fost odată la Cluj, la mare n-am fost, nu știu, probabil Timișoara. Timișoara e unde am stat cel mai mult, e pentru mine oraș cel mai cosmopolit din toată România, e oraș în care e un pic, na, acum nu vreau să exagerez, dar eu am simțit chestia aia că e un pic avangarda. Înainte a fost, acum na. Împrejurările, cum s-a schimbat și lumea și tot România în Uniunea Europeană, acum probabil că e București centru, dar înainte multe chestii, zic și mai ales la nivel cultural, nu vorbesc la nivel economic. Timișoara. L-ai luat ceva din personajul Helsinki în viața lui Darko? Eu i-am pus în viața lui Helsinki din viața lui Darko chestiile. Știi? Eu tot am încercat să-l fac în primele două sezoane cât apare el, că totuși e o serie cu foarte multe personaje. Bineînțeles, eu în Spania nu sunt spaniol și asta se simte. E foarte greu că ca un străin să obții un personaj principal într-un film sau într-o serie în Spania sau oriunde în lume. Și eu tot am încercat Helsinki să pară unul care nu prea vorbește, adică tace și face și citește. În primul sezon, dacă te uiți, el tot timpul are o carte acolo. Mie îmi place mult să citesc. După aia cu muzicuța, mie îmi place să cânt la muzicuța. Eu stau în Spania de acum deja 15-16 ani. Lucrez profesional ca actor din 2008, 12-13 ani. Și tot timpul făceam, na, pe mafiot rus, pe Bad Guy from the East. Am făcut și pe român și pe bosniac și tot timpul, asta e stereotipul, accentul, look, dar na, Helsinki a schimbat totul. Helsinki mi-a schimbat viața, așa că na, se poate zice că Helsinki i-a schimbat viața lui Darko, da, asta da. Tu, ca actor, cum te pregătești pentru filmare? Cum te deconectezi? Dar depinde de personaj, crede-mă. Cum ți-am spus, eu aici în Spania făceam normalmente, astea erau apariții în seriale, în filme de bad guy. Așa că na, aveam deja un model. Acum au început să apară altfel de roluri, fiecare proiect și fiecare rol. La fel, faza cu actori ca mine. De exemplu, eu niciodată nu o să uit asta a fost la Academie de Teatru și Film în România, îmi zicea un prieten al meu care studia acolo, zicea un profesor. Deci sunt două feluri de actori, sunt carieriști și traieriști, aia care au făcut școala și aia care au trăit. Simplu fapt că am stat în România și că am avut posibilitate să merg la teatru și să-l văd pe Mircea Albulescu, care pentru mine unul dintre cei mai mari actori și o referență pentru mine, să cunosc pe Toma Caragiu, să văd filmele românești, genul Operațiunea Monstru și toate acele filme fenomenale, toate chestiile astea ți se impregnează, că asta e alta școală, școala de cine românesc, acolo zic și cine balcanic, e mai mult ca și estul Europei, e altfel. Atunci, mulți actori de aici n-au cultura asta, cumva toate chestiile astea pentru prepara un rol, na, gândești, dacă ai atâta bagaj și atâta multe influențe, ți-e mai ușor. Vorbim acum de sezonul 4. Cum e pentru tine când primești scenariul pentru noul sezon? Te uiți să vezi dacă moare personajul tău? Nu, faza e că noi nu primim pe sezon. Din patru sezoane care am filmat, am primit tot timpul cu 2 săptămâni înainte, episod, 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 niciodată n-am primit. Oricum, te anunță dacă e, dar surpriză nu o să fie, nu-i surpriză, știi că cumva vii la lucru și zici, na, o să te omorâm în capitolul următor. Cum se derulează filmările? Cum a fost acum la sezonul 3, sezonul 4?
primul sezon aici când s-a făcut, nu s-a făcut pentru Netflix, s-a făcut pentru televiziune aici în Spania și a fost filmat ca un unic sezon și de fapt s-a și emis la televiziune aici ca un unic sezon, dar sezonul 3 și 4 i-am filmat împreună pentru că, na, din punct de vedere logistic e mult mai ușor să filmez. Am filmat vreo 8-9 luni, cred că. Cât a trecut între finalul filmărilor de la prima parte până a preluat Netflix și a ajuns la sezonul 3, sezonul 4? Un an jumate, 2 ani. Te așteptai să mai continue? Nu. Nimeni nu se mai aștepta să continue. Aici când s-a terminat, nimeni. Era încă o serie care am făcut și atât. Când am pus-o pe Netflix, atunci am văzut ce ecou avea prin lume. Și asta zic că a făcut 3 ani când s-a pus pe Netflix și atunci am început să primim mesajele pe Instagram din Brazil, din Turcia. Știam eu că ceva aici, nu știam încă de fenomenul ăsta care, iată, că acum și România, na? Sezonul 3 a fost promovat în România. Am primit foarte multe poze de prietenii mei din Timișoara, din București, din metrou, din București, cu fața mea. Acum e deja în India, primesc mesaje, tu îți dai seama, India. India e 1,5 miliarde de oameni. Deja e, wow, man. Am înțeles că ai făcut facultatea în București și în Timișoara. Ce facultate și cum de-ai ajuns în orașele astea? Păi, în primul rând, eu sunt din Serbia, dar eu sunt de la granița cu România, un orașel care se numește Kladovo, fix în fața la Turnul Severin. Acolo e zona valahilor, se vorbește românește și încă pe vremea lui Ceaușescu mergeau la facultate în România. Vroiam atunci, fix în Serbia, în anii aia, n-a fost prea bine, în anii 90. Așa am ajuns în București în 95 și am fost în București din 95 până în 98, când m-am dus la Timișoara, am văzut Timișoara și m-am îndrăgostit de Timișoara și transferat la facultate acolo. Și ce facultate era? Medicina veterinară în România. În timp cât am fost în București la facultate, am stat în cămin cu studenții de la Academia de Teatru și Film. Cu ei mergeam și cu ei la clase, făceam curtmetraje și la Timișoara, în Timișoara cât am stat, am mulți prieteni la teatru, așa că am avut o formare paralelă de medicina veterinară și actorie. Am făcut 6 ani de facultate și niciodată n-am practicat. Cum ai da o spargere dacă ai fi izolat la domiciliu? Asta zicea un spărgător de bănci, un adevărat din asta de Casa de Papel, Lucio se numește. El a fost falsificator. Acum are vreo 80 de ani. Stă la Paris și l-a zis, l-a întrebat, da, domnule, dar tu cum ai sparge bănci? Zice, azi? Cu computere, cu internet? Totul se face online? Așa că eu cred că mai ușor ca niciodată. Online.